Atât deocamdată despre vreme. Roxana, ai legătura. Este foarte bine cu 30 de grade și puțină ploaie, să nu fie cam multe. Care doar răcorește atmosfera din când în când. Doamnelor, domnilor, aici se încheie primele știri ale zilei. Dar rămâneți cu ProTV și nu pierdeți de la ora 20 filmul Zeii Egiptului. Noi ne revedem la știri și mâine dimineață de la 7 fără 3 minute. Până atunci, numai bine. O zi cât se poate de frumoasă.